Bună ziua, dragi elevi! Azi am pregătit pentru voi un exemplu de produs informatic pe care îl veți putea realiza cu ajutorul aplicației de calcul tabelar Excel. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare prezentarea modului de realizare a produsului informatic pe care l-am gândit pentru voi. Produsul informatic reprezintă de fapt un joc, de aceea l-am și numit ieșire din labirint. Jocul respectă regulile labirintului, este realizat utilizând o zonă de 5x5 celule dintr-o foaie de calcul, aplicând celulelor din zona de joc unul dintre următoarele mesaje de intrare: mergi mai departe sau scrie un număr impar. Pentru a ieși din labirint, jucătorul trebuie să parcurgă celulele din zona de joc și să completeze cu valori impare numai celulele care au ca mesaj scrie un număr impar. Jucătorul are voie să parcurgă zona de joc deplasându-se doar în sus, în jos, stânga sau dreapta, dar nu și pe diagonală. Intrarea în labirint se face printr-o celulă de pe primul rând al zonei de joc. Elevul care va crea jocul va stabili care vor fi celulele care vor avea ca mesaj scrie un număr impar, celulele care îl vor ajuta pe jucător să iasă din labirint și care vor fi celelalte celule care vor conține mesajul mergi mai departe. Înainte de a vă prezenta modul de realizare a resursei, am ales să vă prezint cum va arăta produsul final. Așa cum v-am spus și anterior, zona de joc este formată din 5x5 celule, 25 în total, grupate pe 5 coloane și 5 rânduri. Jucătorul va trebui să descopere intrarea în labirint deplasându-se cu săgețile direcționale de pe tastatură. În momentul în care ajunge într-o celulă, primește mesaj, mergi mai departe sau scrie un număr impar. După cum observați, aici sunt scrise în celulele în care s-a primit mesajul, scrie un număr impar, orice număr impar. Pentru a ieși din labirint, va trebui să parcurgă toate celulele și să descopere care dintre acestea au mesajul, scrie un număr impar. Nu are voie să se deplaseze, dacă primește mesaj, scrie un număr impar, nu are voie să se deplaseze decât sus, jos, stânga sau dreapta, pentru a descoperi ieșirea din labirint. Vă prezint acum pregătirea suprafeței de joc. În primul și în primul rând, aplicăm borduri celor 25 de celule care vor face parte din suprafața noastră de joc. Selectăm cele 25 de celule din fila pornire, din colecția fond, deschidem lista borduri și aplicăm toate bordurile. Acum modificăm înălțimea celor 5 rânduri, le selectăm, executăm click pe butonul din dreapta al mouse-ului, alegem opțiunea înălțime rând și o înălțime de 25. În acest moment aplicăm o culoare de umplere celulelor din zona de joc, utilizând instrumentul culoare de umplere din fila pornire, colecția font. Am pregătit suprafața de joc. Trebuie acum, pentru fiecare celulă, să introducem acel mesaj care va apărea utilizatorului. Veți stabili singuri care va fi intrarea în labirint și cum se va deplasa jucătorul astfel încât să iasă din labirint, aplicând fiecarei celule mesajul corespunzător: mergi mai departe sau scrie un număr impar.
În cazul în care aplicați mesajul mergi mai departe, înseamnă că celula respectivă nu face parte din ieșirea din labirint. Dacă aplicați mesajul scrie un număr impar, înseamnă că celula respectivă face parte din ieșirea din labirint. Cum aplicăm acest mesaj? Este simplu, selectăm celula corespunzătoare, mergem la fila date, avem aici colecția instrumente date și un instrument validare date. Când executați click pe el, se deschide lista din care alegeți prima opțiune, validarea datelor. Din tabul aveți trei taburi, din tabul mesaj de intrare, în căsuța mesaj intrare scrieți mergi mai departe, dacă celula respectivă nu face parte din ieșirea din labirint. Apoi executați click pe butonul OK. Observați că în momentul în care celula este selectată, imediat apare și mesajul. Selectăm acum următoarea celulă. Presupunem că aceasta face parte din ieșirea din labirint. V-am spus că voi gestionați singuri celulele care vor face parte din ieșirea din labirint, vă construiți propriul labirint. Mergem din nou la fila date, colecția instrumente date, opțiunea validare date, se deschide fereastra de dialog, iar aici voi scrie un număr impar și voi executa click pe butonul OK. La fel veți proceda pentru toate celulele, astfel încât jucătorul să știe exact ce are de făcut în momentul în care se deplasează cu săgețile direcționale pe suprafața de joc. După ce am introdus pentru fiecare celulă mesajul corespunzător, pentru ca jucătorul să fie atenționat că a găsit o locație care să-l ajute să părăsească labirintul, va trebui să aplicăm celulei respective o anumită regulă. Această regulă va face referire la valoarea introdusă de jucător în celulă. Cum noi am solicitat o valoare impară, regula va avea legătură cu această solicitare. Din acest motiv, vom utiliza operatorul aritmetic binar pe care îl cunoașteți de la orele de informatică și anume operatorul mod, care are ca rezultat restul împărțirii a două numere întregi. Pentru aceasta ne întoarcem la fila pornire, selectăm o celulă care are afișat mesajul scrie un număr impar, deschidem lista formatare condiționată, alegem ca opțiune regulă nouă, din lista care se deschide, alegem se utilizează o formulă pentru a determina care celule să fie formatate și edităm regula. Așa cum am spus, utilizăm operatorul mod și vom scrie egal mod. Deschidem paranteza rotundă și facem referire la celula pe care am selectat-o. Și anume, celula este de adresă B1, utilizăm separatorul punct și virgulă și apoi scriem valoarea 2 și închidem paranteza. Asta înseamnă că dacă restul împărțirii la 2 a valorii pe care utilizatorul a scris-o în celula B1 este 1, atunci se aplică și stabilim acum ce format aplicăm, o culoare de umplere a celulei, să zicem verde. Și atunci utilizatorul va ști că a descoperit o celulă care îl va ajuta să iasă din labirint. Executăm acum click pe butonul OK și verificăm ceea ce am realizat până acum. Spre exemplu, scriu valoarea 11. Observați
Celula și-a schimbat culoarea de umplere. Asta înseamnă că utilizatorul a fost atenționat, că a găsit o valoare corectă și că celula respectivă face parte din ieșirea din labirint. Sarcina voastră în continuare este să aplicați pentru toate celulele pentru care ați stabilit mesajul scrie un număr impar această regulă de validare. Succes vă doresc! În speranța că v-a plăcut acest joc, vă aștept și la celelalte propuneri de jocuri pe care le voi realiza pentru voi.